Bună ziua! După lungi pregătiri, planificări, proiecte, aprobări, drumuri, documentație obținută și chiar și dileme rezolvate, având deja planul viitoare dumneavoastră case, a venit momentul când, uite, fizic, adică real, nu pe hârtie, vă apucați de construcția casei dumneavoastră. Și atât, practic, primul pas fizic de pe terenul dumneavoastră este pregătirea șantierului înainte de construcția casei. La pregătirea șantierului sunt multe lucruri de luat în calcul. Și închirierea unui vagon pentru muncitori, dacă este cazul, și închirierea unui WC mobil sau construcția unuia undeva pe terenul dumneavoastră, și montarea vreunei cameri de supraveghere sau la mai multe, și înțelegerile cu muncitorii, și cumpărarea, transportarea și depozitarea câtorva materiale de construcție, instrumente, utilaje, dacă este cazul, și alimentarea cu apa și electricitate, și multe altele și tot așa. Toate aceste aspecte sunt foarte importante. Însă noi, în acest video, ne vom axa preponderent pe pregătirea șantierului, ce are legătură anume cu lucrările de pământ. Primul pas pe care eu îl recomand înainte de toate este, desigur, dacă sunteți creștini, să chemați preotul și să țină o mică slujbă de binecuvântare înainte de a face orice fel de lucrări. Fie cu o zi, două înainte, fie chiar în dimineața zilei când vă apucați de muncă. Eu văd, de exemplu, mai ales la blocurile de locuit, că se cheamă preotul când deja supătura fundației este gata, sau deja fundația este în construcție, sau în alte faze. Eu sunt de acord că pozele așa par mai frumoase, mai impresionante, însă voi faceți acest lucru pentru poze sau pentru a primi binecuvântarea celor sfinte? În al doilea rând, legat de lucrările de pământ, dumneavoastră trebuie din timp să planificați viitoarea poziție a fiecărui element și lucru. De exemplu, planificați unde va fi săpătura fundației, planificați unde va sta vagonul, unde vor sta materialele de construcție, planificați cum va intra macaraua sau mașina de betoane în curtea dumneavoastră, planificați unde veți depozita stratul vegetal eliminat, unde veți depozita pământul rezultat din săpătura fundației. Dumneavoastră trebuie să planificați totul până la cele mai mici detalii, ca să nu vă treziți cu surprize. În al treilea rând, chiar dacă terenul dumneavoastră pare bun și stabil atunci când plouă, eu totuși vă recomand ca să luați măsurile necesare, ca chiar și în zilele ploioase sau în zilele după nopți cu ploaie, mașinăriile mai mari, gen cele cu beton, macaraua, camazurile cu materiale de construcție sau altele, să poată intra normal pe terenul dumneavoastră și să nu li se înfunde vreo roată în nămol. Pentru aceasta, eu vă recomand să cumpărați și să amplasați pietriș în zona de intrare pe terenul dumneavoastră. Dacă drumul este asfaltat, atunci puneți pietriș de la drum și deja prin ograd acolo până la latura de intrare. Dacă drumul nu este asfaltat, puneți puțin pietriș pe drumul respectiv. Dacă este cazul, nivelați un pic terenul ca să preveniți apariția bălților de apă în zonele de intrare. În al patrulea rând, iar un lucru care trebuie făcut înainte de începerea efectivă a lucrărilor, este să monitorizăm prognoza meteo și să alegem pentru pregătirea șantierului și lucrările de pământ acea perioadă cu acele câteva zile când nu va ploua sau, dacă este sezonul rece, nu va ninge. Da, sunt soluții și pentru a rezolva problema apei care poate ajunge în groapa de fundație, însă mai bine dacă totul s-ar face pe uscat. Ideal ar fi ca din momentul când începeți pregătirea șantierului și până armați și betonați fundația, care deja ulterior se protejează de precipitații, să nu cadă niciun strop de ploaie. Mai departe, când totul este pregătit, mulți ar crede că în ziua cu prăcina se va trece la tasarea terenului. Însă nu. Al cincelea pas recomandat de mine este eliminarea în totalitate al stratului vegetal organic. Cel mai comod este să se facă cu o zi înainte de săpătura fundației sau maxim cu 2 zile dacă sunteți siguri că nu va ploua. Cel mai uzual este să chemați un tractor care într-o oră, două, poate mai mult, poate mai puțin, să elimine un strat vegetal de circa 10-15 cm de pe suprafața terenului unde va fi viitoarea dumneavoastră casă.
plus viitorul trotuar și careva teritoriu adiacent, dacă este cazul. Dacă în pătratul sau dreptunghiul sau ce formă mai avea casa dumneavoastră, se sapă un pic mai mult, să zicem 20-30 cm, nu este foarte strașnic, e ok. Tot pământul respectiv se va depozita la fel pe terenul dumneavoastră, în locul special pregătit dinainte pentru acesta. După săpătura respectivă, mergeți și controlați tot terenul dumneavoastră ca în spațiul de unde s-a eliminat acest strat vegetal să nu fi rămas nicio buriană, nicio plantă, nicio rădăcină, nimic. În al șaselea rând, tot în ziua aceea când s-a eliminat stratul vegetal, nu strică să nivelim un pic terenul. Adică terenul dumneavoastră cel mai probabil va fi cu careva de nivelări, curcușuri, coborâșuri pe suprafața tocmai retezată. Păi uite că nu strică, manual dacă este cazul, să facem un teren plus minus drept. Chiar dacă este în pantă, însă oarecum drept, adică o netet. Sper că ați înțeles. În al șaptelea rând, paralel cu lucrările de până acum, sau după, dar poate chiar și înainte, este de dorit să luați măsurile necesare ca apa de ploaie să nu ajungă în viitoarea groapă de fundare. Unii acoperă groapa respectivă cu ceva, alții fac diferite șanțuri sau canale de dirijare și scurgere apei în afara zonelor de lucru. Există și soluții cu crearea diferitor gropi și șanțuri pe lângă groapa de fundare, ca anume acele gropi să acumuleze apa, nu groapa noastră principală de fundare. De asemenea, se poate face și un drenaj ascuns al apei, așa, mai sus, mai la deal de viitoarea casă. Eu deja am mai multe videouri despre drenajul apei pe acest canal, nu doresc să mă repet, însă dacă faceți o astfel de soluție, eu nu consider că veți regreta. Puteți, de exemplu, câțiva metri mai la sus, mai la deal de viitoarea groapă, să faceți un drenaj ascuns al apei, faceți un tranșeu, puneți o tuburătură perforată, acoperiți cu geotextil, petriș, nisip și eu cred că această soluție la fel va preveni scurgerea apei în groapa de fundare. Acest drenaj, desigur, trebuie să fie în pantă și să asigure o scurgere a apei la vale cât mai departe de groapa de fundare și în viitor de viitoarea casă. Puteți să nu-l faceți foarte profesional și foarte bine, deoarece după ce veți finisa casa, eu cred că acest drenaj poate fi dezgropat și finisat ulterior profesional și foarte atent. În principal, sunt și alte soluții de drenaj al apei, toate însă au scopul ca să prevină acumularea de apă în groapa de fundare. În al optelea rând se face trasarea. Aceasta este importantă deoarece se transpune pe teren conturul și axele fundațiilor conform planului de trasare. Realizarea acestui pas se realizează în principal cu minim de efort și unelte. Practic mai mulți țăruși, sfoară, creon, ruletă, echer, ciocan, etc. Însă este foarte important. În realizarea acestui pas sunt mai multe reguli, deja persoanele calificate vă pot spune mai multe informații. Însă ce dumneavoastră ca client puteți controla este să vedeți că toleranța sau marja de eroare sau de deviere să fie de maxim 0,05%, adică de doar 0,5 cm la fiecare 10 metri. La fel aveți grijă ca să fie trasate toate zidurile sau deja conform structurii dumneavoastră, totul cu var, iar săpătura viitoare să aibă loc după urmele de var. Și nu uitați, mai bine de 2-3 ori să controlați toate cotele și măsurările, decât pe urmă să vă fi greșit pe undeva. Nu aș strica să întrebați pe acei care vă fac trasarea, de ce acest lucru se face, de ce acesta se face, însă aveți grijă să nu îi încurcați, însă nici să nu fiți indiferenți la acest pas. Și deja după trasare, se procede la săpătura fundației, despre care o să vă expun câteva informații în video viitor. Însă până atunci, apropo, al nouălea pas, care se face puțin mai înainte sau după trasare, este să stabiliți din start cota 0 a casei dumneavoastră. De cota 0 depinde mai multe lucruri decât vă imaginați. Și numărul și mărimea treptelor, și nivelul străzii față de terenul și casa dumneavoastră, și invers vorbind, pământul și stratul vegetal al terenului dumneavoastră față de drumul străzii. Și de cota 0 depinde apropo și întreaga fundație și structura de rezistență. Iată de ce
nu este mai deloc recomandat ca cota 0 să fie schimbată din mers. Cel mai bine ca totul să se facă fără schimbări. Chiar dacă se modifică puțin, mai bine vorbiți cu un structurist sau cel care va crea proiectul structurii de rezistență, deoarece în unele cazuri poate fi necesar adițional și alte schimbări a întregii structuri. De exemplu, poate să vă schimbe mărcile de fierbeton, poate grosimea armăturii, poate altceva. Cu așa ceva nu se joacă. În concluzie, desigur, în realitate sunt și mereu apar situații neprevăzute. Ceva se uită, ceva apare, ceva trebuie improvizat și mereu apar și alte lucruri care trebuie făcute la pregătirea șantierului înainte de săpătura fundației. Totuși, cele expuse în acest video sunt practic cele mai generale lucruri care trebuie făcute și sper să fie tratate ca atare. Deja în videoul viitor o să continuăm cu informații privind săpătura fundației casei și pregătirea pentru construcția fundației. Pe curând!